Ca să fii reporter, ceea ce sunt eu, în primul rând trebuie să-ți placă, trebuie să nu fii superficial și să-ți dorești să evoluezi în meserie. Totdeauna să încerci să faci lucrurile cât mai bine, să înveți de la ceilalți pentru a urca pe o treaptă profesională superioară. Însă asta nu este totul. Pentru a fi un bun jurnalist, ai nevoie de ceva mai mult. Și aici spun că, în primul rând, trebuie să privești lucrurile cu onestitate și să le transmiți cu onestitate și, în același timp, trebuie să dai și dovadă de curaj. Să ajungi în localitatea Dâlma din județul Mehedinți este o adevărată aventură. Drumul dintre localitatea Șovarna și satul Dâlma este în continuare acoperit cu un strat de zăpadă care face aproape imposibilă parcurgerea sa, chiar și cu un autoturism cu tracțiune 4x4. Când vorbesc de curaj, știi și tu, știm cu toții că na, jurnalismul este considerată una dintre meseriile periculoase. Chiar acum vreo lună, o lună și ceva a apărut chiar un studiu în sensul ăsta și jurnalismul nu se reduce numai la a pune mâna pe microfon. Trebuie să te și implici într-un eveniment, trebuie să pui întrebări uneori care sunt incomode și acest lucru știi că deranjează. Au fost nenumărate cazuri când jurnaliștii, știm cu toții că au fost agresați. Așteptăm să vină primarul și discutați mai multe cu dumneavoastră. Păi primarul nu are nicio treabă cu votarea. Ba da, pe dumneavoastră dirigează în drum toate secțiile de votare și toată cum votarea este îndrumată de dumneavoastră și de secretară. Cum să fie îndrumată de ba da, păi și dumneavoastră ce rol aveți? Eu sunt președintele biroului electoral de aici, de la Izvoare. Păi și ce rol are biroul electoral județean? Nu, nu, nu. Aici. Nu, rolul dumneavoastră care mai e în cazul ăsta? Păi da, nu, deci, de dumneavoastră ce vreți de fapt acum? Mă interesează și pe mine, cum stau lucrurile și incidente. Foarte bine, incidente n-am avut. Sunt așa, că ce mai avem acreditare. Ia arată-mi acreditare. Păi eu am venit cu ea, dacă n-ați verificat-o dumneavoastră, e problema noastră. Nu se așa, nu te vede, că n-ați venit, este nu. Televiziunea este a doua casă. Aici știm cu toții că se muncește foarte mult, petrec uneori chiar și 14 ore pe zi în timpul săptămânii. Așa că automat ai nevoie de sprijin, de sprijinul celor din jur, de sprijinul familiei.